Așa, Nea Sorin. Bun, Nea Sorin. Hai să o luăm așa din spate, din perioada Craiova Maxima, Nea Sorin. Povestește un pic așa cum a fost echipa aia, pentru că eu știu, dar cei care se uită poate știu mai puțin că sunt mulți. Știu că aveți o relație foarte, foarte specială. Mulți dintre ei, Dumnezeu să ierte, nu mai sunt, însă cred că și lucrul ăsta a contat foarte mult. Grupul vostru. Da, absolut, absolut. Unitatea asta, prietenia pe care ați legat-o după ani și ani de zile și povestește un pic așa Ioane, cum era acolo. deci ce se întâmplă? O echipă care a fost creată în timp. Deci nu a fost vreo plezneală. A început de prin 76, atunci când a venit Constantin Teașcă la clubul Universitatea. A făcut atunci așa câteva selecții, a mai dat niște jucători mai vechi afară, a adus mai tineri. Nu știu, chiar când a venit el atunci a adus pe Beldeanu, pe mine și pe Tilihoi. Sigur, era la vremea respectivă. A văzut bine. A văzut bine. Patru jucători care au jucat, da. Mai la vremea respectivă erau acolo cine... Negrilă, Silvică Lung, tot atunci când a venit, nu știu dacă Boldic era, dar tot, a venit toată tot așa cu mine, Gabi. Deci Lung era acolo, Negrilă, Crișan, Marcu, Oblemenco, Deselnicu, Berneanu, care după aia ușor, ușor în timp au plecat și ei și au venit alții. Deci tot în perioada lui campionatul ăla 76-77 au venit Țicleanu și cu Giolgău și ușor, ușor s-a făcut, ți-am spus, nucleul ăsta al Craiovei Maxim, în care pe urmă am mers împreună. Eu cel puțin din acolo am rămas 10 ani de zile. Și în general majoritatea au rămas foarte mult. Tot așa și Mircea Irimescu, chiar Mircea iar a venit atunci în 76-77 și am rămas împreună. De-aia s-au și legat, știu, și relații de ăștia puternice și afective, eu știu, sentimentale, așa, în afara terenului, dar și pe teren. Da, adică eu am observat de fiecare dată când, na, și vedeam și prin presă, dar știu grupul tău, așa să zic așa, Nea Sorin, da, cu toți faci mari jucători, că la fiecare, eu știu, aniversare sau oriunde era câte un eveniment, toată lumea era acolo prezent din aceeași echipă, iar asta spun că unul din lucrurile importante și, după cum știi și Matabre, este că poți să ai jucători de valoare, dar dacă n-ai un grup care să-ți Da, fie unit, am fost caractere, caracter. Caractere bune. Dar ți-am spus una și care a primat cel mai mult și cel mai mult, așa și adică toată ce a însemnat Craiova Maxim, ți-am spus, și prietenia asta, dar și calitatea fotbalistică. Adică au fost calitate umană îmbinată cu calitate fotbalistică. Pentru că... Erau discuții, pentru că atunci, la momentul ăla, toți erau personali. Adică aveau toți personalități. Erau, din numele pe care mi le-a spus acum, toți erau la echipa națională. Cel puțin, nu știu, cât mergeau. 10, 11 mergeau la echipa națională. Pe Camil l-am găsit acolo, iar apropo de ceea ce am spus atunci, era promovat înainte de Neaduțu Cernăianu și pe urmă, da, de Neaduțu Cernăianu a fost promovat înainte, deci tot campionatul la 76. Era greu să gestioneze vestiarul ăsta? Să se gestioneze vestiarul ăsta? Păi, cred. Din modul în care s-au perindat antrenorii, cred că da, pentru că am avut foarte mulți antrenori. După Teașcă a venit un an de zile Nea Ilie Oană, pe urmă a venit Valentin Stănescu, a stat ceva mai mult. A stat un an jumate, Nea Tinel. Am intrat, deci, cum a venit în returul campionatului 77-78, Valentin Stănescu atunci campionatul 78-79, am prins Cupa UEFA de pe locul 4, atunci o campanie foarte bună cu Leeds United, cu, eu știu, ne-a eliminat Mönchengladbach, dar așa și foarte greu și cu niște goluri neregulamentare, așa, sigur. Pe urmă a luat campionatul cu el și a plecat. Da, a plecat, a luat campionatul și a plecat la asta și pe urmă
cu Nelu Oblemenco. A stat iar tot așa vreun an de zile, după care Neatică. Dar totuși se schimbau destul de des. De ce se schimbau atunci așa? Așa era vremea sau de ce? Sau cum? Care era? Foarte mulți au fost priviți că, eu știu, mult mai importantă e echipa, adică dacă chiar făceau niște rezultate, făceau rezultate bune, eu știu, spuneau că, eu știu, datorită echipei, echipa îi ajută și erau foarte mult, erau pedepsiți. Dacă noi de fiecare dată când începeam câte un campionat, obiectivele erau campionatul și cupa. Dacă luai numai cupa, să spuneți, și luai, pierdeai campionatul, te schimba. Sau dacă luai doar campionatul și nu luai cupa, să fiască un motiv din ăsta în care să te schimbi. Și foarte mulți au plătit pe treaba asta. Deși, ți-am spus, se făceau, că mai discutam acum câteva zile cu cineva, pe toată perioada asta cât am jucat la universitatea, deci 76-86, așa, în tot timpul am fost în cupe europene. N-a existat, eu nu mi-aduc aminte echipa asta să nu fi fost în cupe europene. Da, da. Deci era cupa UEFA. Într-adevăr, o generație foarte bună. De-aia se și pun întrebări, care a fost mai bună, Universitatea Craiova sau Steaua anilor ăsta, 86-87, atunci când au luat Champions. Pentru că, într-adevăr, la momentul ăla, până înainte de 90, eram echipele care dominam așa ierarhia asta campionatului.